A lepădat grijile acestei lumi și a trăit viață pusnicească, iar apoi a păstorit pe credincioșii din ținuturile Moldovei. Ca mitropolit a desfășurat o intensă activitate pastorală și socială, promovând tiparul românesc și traducerea cărților folositoare pentru suflet. Și a îndreptat grija și spre românii din Transilvania, trimițându-le cărți pentru apărarea dreptei credințe. Este vorba despre Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, cinstit astăzi în Biserica Ortodoxă Română și, în mod special, la Mănăstirea Putna din județul Suceava. La Mănăstirea Putna a fost zi de mare sărbătoare. Înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și preasfințitul Părinte Episcop Damaschin Dorneanul au săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul cinstirii Sfântului Iacob Putneanul. Cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen. Un om al lui Dumnezeu, un slujitor sfințit al Sfântului Altar, un părinte duhovnicesc care a povățuit, a hrănit sufletește, a învățat de altă credință pe păstoriții săi fii duhovnicești și a apărat în fața nedreptăților vremii, deși de tânăr a intrat în mănăsire, deci s-a lepădat de lumea păcatului, iar nu de lumea propriu-zis, și mai ales de nevoile sufletești și nevoile vieții pământești ale oamenilor. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea mitropolitului Iacob Putneanul în rândul sfinților în ședința de lucru din 6-7 iunie 2016. Proclamarea solemnă a canonizării sale a avut loc în data de 14 mai 2017.